Ok, de ce faceți bune bunilor și bine v-am găsit la un nou episod. Efectiv, mă simt traumatizat. De ce anume mă simt traumatizat? Ei bine, de fucking Skibidi Toilet, coaie. Ieri s-a făcut un an de când există Skibidi Toilet. Iar acum vreo 10 luni în perioada asta, eu făceam în pula mea teorii Skibidi Toilet, coaie. Să-mi bag pula dacă știu de ce le făceam, dar mi se pare extrem de cringe. Bă, coaie, și vă că e Zăpălaina, TV Laina live, intru la el pe live și vă că se uită la clipurile mele cu teorii Skibidi Toilet, mâncava și coaiele voastre. Bă, mamă, coaie, nu mai pot decât nici nu știu cum să încep. Like, share, subscribe, acolo, follow pe Insta, share la prieteni voi și SEO de Discord în descriere, pentru că astăzi facem răspunsul meu pentru Zapi TV. Mai bif ce am cu ăsta, ești nebun? Doamne ferești. Deci fix aici începe ăsta să reacționeze la toile mele din Skibidi Toilet. Doamne ferește, coaie. Aia să vedem cât de cringe puteam să fiu. Mamă, cât de simplă pare chestia asta. Omoară-mă, vericule. Complicată este. Și microfon de căcat aveam. O simplă serie lipsită de sens cu WC-uri. Doamne, coaie. Este capăt de oameni, efectiv, îți poate topi creierul instant. What the fuck, pe bune? Skibidi Toilet lor explicat? Bă, mă, coaie, bă, n-ai cum așa ceva, coaie, bă, n-ai cum așa ceva, bă, ce cringe eram. Extrem, extrem de mult. Da, coaie. Skibidi Toilet lor? Coaie, n-ai cum așa ceva. Trebuie să le facem, păi, eu zic că putem. Skibidi lor, vericule, Skibidi lor. De văzut, ce pot să zic, luați-vă popcornul. Bă, cât de cringe puteam să fiu. Nu e adevărat. Dumnezeu să știi că mereu ne caută. Dumnezeu cu literă mică. Mai trebuie și noi să-l căutăm la rândul nostru, nu? Dreptate, are dreptate, are dreptate. Uitați, am crucea. Un lucru ce nu... Nu m-am întâlnile, am învățat de la Comic-Con, bă, gane. L-am negat în episodul trecut, este existența oamenilor, deoarece aceștia devin extrem de relevanți. Coaie! Elevanți? Ei bine, efectiv. E elevanți. Coai, bag pula că să râi pe bune. O invazie asupra oamenilor făcută de către Skibidi WC-ul. Skibidi WC-ul, Skibidi WC-ul, omului. Ei bine, după cum știți, în episodul trecut am menționat despre cum există o posibilitate ca toți oamenii... Bă, zice asta, la ce mă uit? Mamă, coai, nu știu. Ce susține chestia asta este prezența lui G-Man. Hai, bă, n-ai cum așa ceva. Asta doar în primul episod, deoarece după... N-ai cum așa ceva. G-Man ne este arătat doar ca un Skibidi WC. Skibidi Skibidi Alpha. Skibidi Alpha. Bă, cât de... Bă, ce copil terminat eram, pe bune zic. Deci pe bune zic, eram ultimul punct terminal de planeta asta. Adevăratul conducător sau nu ne-a fost arătat conducătorul adevărat? Vai de pula mea. Deoarece e ciudat. Skibidi G-Man o adus Skibidi WC-urile într-un alt univers. Au fost combine în Half-Life. Bă, n-ai cum așa ceva, coaie. N-ai cum, bă. N-ai și cum. Și asta se întâmplă într-o paralel. Ăsta e de fapt jocul la care lucrează Valve. Bă, coaie. Skibidi WC-ul. Skibidi WC-ul. Și după aia să-și fie arătat adevărata lui față. Și anume faptul că este un Skibidi WC Alpha de dimensiuni colosale. Skibidi Alpha, coaie. Dacă G-Man nu a fost un Skibidi WC de la început și că au existat Skibidi WC-uri înainte de acest însă, bă, dar nici știu ce reacție să am, pe bune. Pur și simplu pare să fie un... Totul e extrem de natural, e o dată când văd asta. Ideea e următoarea. Putem fi destul de sigur. Ce reacția lui la mine? Au devenit Skibidi WC-uri. Gândiți-vă numai la faptul că au dispărut și că e confirmat că unul din ei a devenit un Skibidi WC-ul. Aici este mă la G-Man. Însă, chestia e că mamă, care după coaie. Cum știm, sunt niște roboți, au început să apele. Dacă mai ce odată Skibidi, dau un pumn la monitor. Skibidi. Definitiv. Pe parcurs de timp. Bă, n-ai cum așa ceva, bă. Până când aceștia dispar. Hai, coaie. Bă, pula, Skibidi Toilet, coaie. Skibidi WC-uri până când sunt călcați. Nu! Acordul omul liber și Barney! Coaie! Ce univers paralel e ăsta, mă, omule? Nu știu, coaie! Despre
care am discutat mai devreme, aș zice că au murit, însă cazul acesta pe un fel de compartiment secret. Iar după chestia asta au fost scoși și au început să fie controlați. Doar bunicului Pente ne mai poate salva. Bunicule Max, unde ești când am nevoie de tine? Să aștept să văd ce ziceți și voi. Dar ceea ce îmi dă bătăi de cap e faptul că existau șchipii de WC-uri de dinaintea lui G-Man. Știi ce îmi dă mie bătăi de cap? Că cineva chiar a stat să analizeze clipurile de la șchipii de toilet. Eu le-am luat din afară, m-am uitat în afară, am luat informațiile din afară și bam, gata. Nici nu era cine știe ce edit, coai, făceam ăsta mai mult la mișto, știu, era cringe. Dar am zis să le las pe public ca să vadă lumea și perioada mea cringe, corect? În mod neironic, am luat un schibidi timeline. Mamă, coai, schibidi timeline. Evenimentelor, schibidi seria asta. Coai, n-ai cum așa ceva, bă. Însă Jimin pare a fi conducătorul care, apropo, a belit-o în episodul 47. A belit pula. Cinema Man se numește, dacă nu mă înșel, tipul ăsta i-a dat-o grav. Păi, a primit ce merita, ce pot să zic. Însă, oare ce se va întâmpla în continuare? Dacă nu ar fi fost Jimin prezent în primul episod... Respect pentru munca depusă, Zappi. Bă, coaie! Da! Său. Munca mea cu șchibii de toile, taulu! În moment ce existau șchibii de WC-uri și înainte de G-Man, înseamnă că nu el le controlează. Dar doar a fost numit conducător de către ceilalți. Însă ceva trebuie să-l controleze și pe el. Și totodată toate șchibii de WC-uri... Coaie, ce pula mea totuși ies ca acum! Maxim! Coaie, Maxim, veni, mă jur, bă, mă jur! Noi nu avem de unde știi cine e de fapt. Totuși, ce interesant e că în ultimul episod, la final, îi vedem foarte buiat caracterul din poza de profil al tipului ce face seria, însă sub formă umană. Oare lucrul ăsta va avea un rol în serie sau e pus acolo doar ca un easter egg? What? Hai de pula mea! Bă, n-ai cum așa ceva, bă, dar nu știu dacă să râd sau să plâng pe bune! Doamne, ce m-am speriat! Nu știam de unde era pus un emote cu Gaben. Hai, cred că de la Better TV. Gaben nu a murit pentru asta. Dar nu a murit, mă! Adică există atât de multe posibilități. Da, ce a zis? De la Better TV. Gaben nu a murit pentru asta. Dar nu a murit, mă! Maxi, fii și Simio Tobi. Există atât de multe posibilități. Efectiv, seria asta... Simio Tobi, să te fii, dar... Asta e și foamea cu lipă la urmă. Da, frate, foamea cu lipă. Coaie, de ce făceam content ăsta să-mi explice și mie cineva? Eram super mega crazy. Deci putem constata că șchibii de WC-urile au fost oameni și că ceva sau cineva te controlează pe toți și mai ales pe Jimmy. Nați din Burk? Chestia probabil va fi dezvăluită cât de curând o arăte cine nu mai e. Însă nu e absolut deloc clar ce sau cine este. Mărimea din ce văd poate fi manipulată, probabil... Hai de pula mea! Ține control. Bă, dar nu știu ce să zic pe bune! Totul e atâta de random! Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați, mi-am dat like. Oh my god, nu pot să cred like de la domnul Zappi TV și ne pun la cap, vă pup la puși, domne Zappi TV! Ne mai auzim. Ne mai auzim, frate. Bă, voi cine ziceți că e liderul schibii de WC-uri? Eu sunt, frate, eu sunt! În orice caz, foarte, foarte, foarte tare o lovi video. Hai, pe bune, daună la căia, mă jur. Daună la căia. Daună la căia, coaie. Schimbi din clona, bă, bă, bă. Nu, stai, coaie, știu că am mai dat pe aici. Ce... Stai mă, am mai intrat la video-ul meu cu timeline-ul de la FNAF. Gen, am văzut aici, dar haideți că mai las o leacă aici. Să vedeți și voi, marea minunăție. Povestea FNAF Cup Code explicată în 51 de minute! Pe bune! În sfârșit a sosit momentul. 51 de minute! Bă, dar ce pula mea tot am, bă? Stai. Stai așa un pic. Momentul de a face un timeline. Hai de pula mea, coaie. Medpet. Bă, mă jignește! Mă jignește, frate! Trec prin fiecare parte importantă a poveștii în ordine cronologică și să creez un timeline. Însă... Stai așa un pic, ăsta e tot de la Slimer ăsta. Uite-te la Eugenie, mai ok. Doamne Mihai, ai zis-o de mea. Liso! Tal de la care am văzut clipul cu schibiditoile, dar nu așa avea vocea.
Bă, stai, tu nu așa avea mal microfon, vericule. Tată, probabil tot de cel ce deține control. Însă aștept să auci și pe ele voastre. Până atunci, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă... Coaie, stai, ăsta e de acu 10 luni, da? Video-ul ăsta la alt, cu povestea FNAF, e de acu 9. AI, e vir. Gândesc că eu faza asta mai văzut odată. Nu-ți fac așa... Ba da, mi-am schimbat microfonul, fix atunci. Mi l-am schimbat. Omul cred că l-a înregistrat cu voice changer. Da, frate, da. Da, coaie, mi-am schimbat microfonul atâta, tot aveam un microfon de tot căcat. Acest video e cel mai special pe care l-am făcut vreodată. Iar pentru asta vă cer un număr de 1000 de like-uri. Mamă. Știu, e... Seru, Sursu Balu, mersi, fain de soldatus intergalactic cu Sursule. Mamă, bre. Care se uită acum. Testosteron maxim. Acel buton de like, pentru că nu durează decât o secundă și... De asemenea, să vă abonați ca să fiți la curent cu alte teorii pe care le mai fac. Mamă, aici. Coaie. Așadar, fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm. E voce forțată. Știu coaie că la începutul videoului aveam voce forțată. Să mă apăla. Anii 60. Știu și eu asta. Nu suna voce încep. Păi da, aia zic și eu. Ce spectacol avea ca atracție un... Are un titlu și a înregistrat cu patru brațe. Ia stai așa, bă. Ia stai așa. 2000 years later. Holy fucking shit, oh my god! Crazy hamburger! Crazy hamburger! Mamă bre, mamă bre! Bă, ce copil retardat eram! Era acolo, primea când acesta era încă destul tânăr, iar acest spectacol l-a făcut să... L-a copiat pe Medped, da frate, da, l-am copiat pe Medped, bă, am de peste clinică. E mai în această direcție. În anii 70. Mamă, ce pula mea e un William Afton. O pulă în cul. Emily fac cunoștință, iar ceea ce a făcut pe cei doi cei mai buni prieteni a fost pasiunea pentru robotică. Aceștia pun la un proiect care este numea Fredbear Family Diner. Hai mai lasă-mă în pula mea. Salut, sunt Batan Show și azi să ne uităm. Mamă, că nu cred că mai dat pe ceva de la mine de aici. Vezi că mai dă până la sfârșitul live-ului. Mamă, bă, de ce pula mea să zic? De ce simt și mie? Domnule Zapi TV, vă pup la buși pentru reacție. Vă promit eu că nu mai fac în viața vieților mele teorii schibitoile dacă o să vedeți și videoul ăsta. Și da, cam asta a fost. Mă pun fix acum. Deci fix acum pun și editez tot video-ul cap-coadă și-l postez. Deci, da. Ce pot să zic? Urați-mi noroc la editare pentru că îl și filmez, îl și editez, îl și postez în aceeași zi. Deci, fără alte cuvinte, bă, asta a fost și reacția, nu știu ce să zic. Vă pup la buș, domnule Zapite, pentru reacție, îmi creșteți popularitatea. Deci, eu am fost Slimer, like și subscribe, să vă dai Discord în descriere, share la prieteni voștri, follow pe Insta. Ne mai auzim!